A fost o soră româncă, nevastă mea și cu mine, am cunoscut-o personal. Tânără fată, la țară, baptist. Și s-a îndrăgostit un băiat de ea și ea l-a iubit. Și nunta. Ea era într-un stat din Transilvania. Și era din Basarabia. Și gata, nunta. Nunta trebuia să fie la părinții ei. Și cum e care a spus la nunta la țară? Vin atâția și din satele din prejur și au venit orchestrele și au venit muzica și au venit știi cum se făceau. Și la nunta toată a început, Mircu n-a venit. Acum se întâmplă, el trebuia să vină tamam din Basarabia, în Transilvania, se întâmplă că întârzi un tren, întârzi și mult, nu se întâmplă. Și nu s-a îngrijorat, ea o să vină. Și după câteva ore a venit, dar n-a venit mirele, a venit o telegramă al lui. Că mi-am schimbat părerea, mi-am găsit o altă fată, nu mai vin. Vă dați seama ce durere este pentru o fată? Și ce rușine, cine o mai luat, nu? Și pentru părinții ei, ce prăbușire, dar din orice necaz poți să faci un triumf. Ea a dat necazul lui Iisus, că El a spus o durere obișnuit cu suferința. Dar ce mie, foarte probabil, toate necazul, uite, dau necazul ăsta, Tatăl Iisus. Și fiindcă mie mi-a venit așa o tristețe și văd ce greu este a purta tristețe, eu de acum înainte nu mă căsătoresc, nu-mi caut alt băiat, ci îmi dedic viața unor oameni triști. Și ea a întemeiat primul orfelinat baptist din România. Nu l-am mai avucat până pe vremea Antonescu să desfințat, era un orfelinat. O fată care poate se căsătoria și ducea o viață banală cu el. Dar durerea a făcut din ea o eroină a credinței.